Bine ați revenit! În clipul de astăzi, rezolvăm împreună subiectul al treilea din testul 20, din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de evaluare națională. La exercițiul 1 avem un dreptunghi, trebuie să arătăm că perimetrul său este de 50 de cm, apoi să aflăm aria triunghiului mână-câm și să aflăm măsura unghiului mână-câmână. Mai departe avem un cub. Trebuie să arătăm că AC este 12 radical din 2 cm. Să arătăm că dreapta C'O e paralelă cu planul AB'D' de prim și să demonstrăm că A'C' e perpendiculară pe planul prim de prim. Să începem cu exercițiul 1, să scriem datele. Avem ABCD, un dreptunghi cu AB egal cu 10 cm. Iar BC egal cu 15 cm. Mă este mijloc. Pentru AB, iar N aparține AD astfel încât DN să fie de 5 cm. Punctul A. Arătați că perimetrul lui ABCD este de 50 de cm, punctul B. Determinați aria triunghiului mână C și punctul C, aflați măsura unghiului mână. Haideți să facem desenul. Desenăm dreptunghiul. Avem A, B, C și D, apoi M în mijlocul lui AB. Construim C, M. considerăm punctul N și-l construim pe mână, și apoi pe N. C. Acum să scriem datele. Știm că AB este de 10 cm, apoi BC sau AD sunt de 15 cm. M este mijloc pentru AB, iar DN este de 5 cm. Punctul A să se afle perimetrul patrulaterului ABCD. Noi știm din datele problemei că ABCD este un dreptunghi. Asta înseamnă că perimetrul lui ABCD va fi 2 ori lungime plus 2 ori lățime. Înlocuind vom avea că perimetrul lui ABCD este 2 ori 15 plus 2 ori 10. Asta înseamnă că perimetrul lui ABCD E egal cu 30 plus 20, adică 50 de centimetri. Mergem mai departe, luăm desenul. Trebuie să aflăm aria triunghiului mânică. Pentru că nu știm ce fel de triunghi este acesta, haideți totuși să îl evidențiem. Cel mai simplu cred că ar fi să profităm de faptul că în jurul său avem trei triunghiuri dreptunghice și să aflăm aria triunghiului mânăcă prin decupaje. Cu alte cuvinte, din dreptunghiul ABCD putem să decupăm triunghiurile 1, 2 și 3 și în felul acesta vom rămâne cu suprafața triunghiului mâcână. E mult mai simplu să facem așa, pentru că triunghiurile care s-au format sunt triunghiuri dreptunghice, cu arii ușor de calculat, decât să construim o perpendiculară, să încercăm să aflăm aria triunghiului cu bază ori înălțime asupra 2. Și vom scrie că aria triunghiului MCN este aria lui ABCD minus aria lui DNC minus aria lui MAN minus aria lui -M -B. Pentru că ABCD era un dreptunghi, înseamnă că aria sa este lungime ori lățime și înlocuind vom avea 10 ori 15. Cu alte cuvinte, aria lui ABCD este de 150 de centimetri pătrați. Mai departe, dacă mergem în triunghiul DNC acesta este un triunghi dreptunghic cu măsura unghiului D de 90 de grade. Asta înseamnă că aria triunghiului DNC va fi egală cu DN ori DC pe 2, cu alte cuvinte, produsul catetelor supra 2. Asta înseamnă că aria triunghiului DNC este DN, știm că este de 5, DC era 10 pe 2, simplificăm 10 cu 2 și rămânem cu 1 și 5, 5 ori 5 este 25, cu alte cuvinte, aria triunghiului dână, este de 25 de cm pătrați. Noi știm că M este mijloc pentru AB, asta înseamnă că AM este egal cu MB și egal cu 5 cm și putem să mergem în triunghiul KMB să-i aflăm aria. Mai inserăm încă o dată desenul și avem Triunghiul KMB cu măsura unghiului B de 90 de grade, asta înseamnă că aria triunghiului KMB va fi KB ori MB supra 2. Cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Și atunci, aria lui KMB este, cateta KB era de 15 cm, MB-ul am aflat că este de 5 supra 2 și obținem 75 supra 2 cm pătrați. Mergem acum în triunghiul MAN. Știam că DN e de 5 cm, dar DA este de 15 cm. Asta înseamnă că segmentul diferență NA va avea lungimea de 10 cm. Și atunci, aria triunghiului MAN sau -A, va fi n a ori am supra 2. Și obținem că aria triunghiului mână a e egală cu n a am aflat că este de 10, am am aflat că este 5 supra 2. Simplificăm și vom avea 25 de centimetri pătrați. Mergem și înlocuim în formula de arie pe care am scris-o la început, cea de aici. Și o să obținem că aria triunghiului C este. Aria dreptunghiului am aflat-o că era de 150 de cm pătrați, minus. Aria triunghiului C am aflat-o că este de 25 de cm pătrați, aria triunghiului MA nu era tot de 25 de cm pătrați, iar aria triunghiului KMB am aflat-o că era 75 supra 2. Efectuăm primele operații și avem 150 minus 25 este 125, 125 minus 25 este 100 și atunci area triunghiului MNC sau MNC este egală cu 100 minus 75 supra 2. Putem să facem împărțirea, să-l transformăm pe 75 supra 2 în fracție zecimală și vom avea 75 împărțit la 2. În se, se, cuprinde de 3 ori, 6, în 5 de 7 ori, 14, 1, virgula și 0, 37,5. Asta înseamnă că aria triunghiului mână C va fi 100 de cm pătrați minus 37,5 cm pătrați, cu alte cuvinte, aria sa este de 62,5 cm pătrați. Mergem mai departe la punctul C. Trebuia să aflăm, cred că, măsura unghiului CMN. Haideți să inserăm desenul aveam de aflat măsura acestui unghi. Să vedem cât este. În primul rând să scriem datele pe care le-am descoperit. N A era 10, A M -a era 5, apoi M, era 5, M B era 15, D C era 10. Pentru a afla măsura unghiului C, M, ar trebui să studiem natura triunghiului Corespunzător. Cu alte cuvinte, vom încerca să aflăm cât sunt laturile din triunghiul mână, după care vom vedea, în funcție de aceasta, dacă triunghiul este isoscel, dacă triunghiul este dreptunghic, poate este și dreptunghi și isoscel. Ne, ne vom stabili o strategie pe care să o folosim în aflarea măsurii unghiului cerut. Pentru început, putem să lucrăm în triunghiul mână cu măsura unghiului A de 90 de grade. Din teorema lui Pitagora va rezulta că MA la pătrat plus AN la pătrat este MN la pătrat. Înlocuind vom avea 5 la pătrat plus 10 la pătrat este MN la pătrat. Asta înseamnă că 25 plus 100 este MN pătrat adică mână pătrat va fi 125, de unde rezultă că mână este radical din 125, pe care dacă îl veți descompune, veți obține 5 radical din 5 cm. Mergem acum să vedem cât este KM în triunghiul KBM cu măsura unghiului B de 90 de grade rezultă din teorema lui Pitagora că QB la 2 plus MB la 2 este QM la 2. Înlocuind vom avea 15 la 2 plus 5 la 2 egal cu QM la 2. Cu alte cuvinte, 225 plus 25 este egal cu QM pătrat. QM pătrat va fi 250. Asta înseamnă că QM e radical din 250 iar asta înseamnă, de fapt, 5 radical din 10 cm. Haideți să evidențiem, nu aici, mai jos era, aici, și câmă. Trebuie să-l mai aflăm pe NK. Putem să facem asta fie cu teorema lui Pitagora în triunghiul DNK, fie facem o congruență de triunghiuri. Eu prefer să facem o congruență de triunghiuri, pentru că teorema lui Pitagora o știți cu toții. Și atunci, vom compara triunghiul DNC, acesta de sus, care a dispărut, cu triunghiul DNC, am mers pe cateta mică și apoi pe ipotenuză și luăm cu triunghiul AMN. Și avem, în primul rând, unghiul D e congruent cu unghiul A și au 90 de grade. Apoi, Dn era 5, Am era 5, de aceea sunt congruente. Mai departe, n-a era de 10, Dc era tot de 10 și atunci n-a e congruent cu Dc. Rezultă din cazul. Haideți să vedem. Dn este o catetă, la fel și An este tot o catetă. Am o catetă, Dc o catetă, cu alte cuvinte avem cazul catetă-catetă rezultă că triunghiul DNC e congruent cu triunghiul AMN. Asta înseamnă că NC va fi congruent cu MN, dar mână am aflat că este de 5 radical din 5 cm. Rezultă că MN va, MNC va avea și ea 5 radical din 5 cm. Sau va avea și el, dacă ne gândim la faptul că e un segment. Bun, acum, în acest triunghi am obținut două, două laturi de 5 radicali din 5 și o latură de 10. Pentru a afla cât este măsura unghiului, haideți să vedem dacă triunghiul este dreptunghi cu ajutorul reciprocei teoremei lui Pitagora. Dacă este dreptunghi, înseamnă că unghiurile ascuțite au măsura de 45 de grade. Dacă nu, ne gândim la o altă metodă. În triunghiul mână câm avem mână la pătrat înseamnă 5 radical din 5 totul la pătrat, adică 125, n la pătrat înseamnă tot 5 radical din 5 la pătrat, cu alte cuvinte, tot 125, iar c -m la pătrat înseamnă c -m nu era 10, era 5 radical din 10. c -m la pătrat înseamnă 5 radical din 10 la pătrat, care era 250. Observăm că cea mai mare latură este câmă și verificăm dacă câmă pătrat este mână pătrat plus n pătrat. Asta înseamnă că 250 este egal cu 125 plus 125. Observăm că într-adevăr 250 e egal cu 250. Și atunci, din reciproca teoremei lui Pitagora, rezultă că triunghiul MNK este un triunghi dreptunghic pentru că cea mai mare latură, adică ipotenuza, este MC, înseamnă că unghiul drept se află în N și atunci vom scrie că triunghiul este dreptunghic în N. Asta înseamnă că măsura unghiului, dar haideți totuși să nu ne grăbim. Momentan am obținut că triunghiul este dreptunghic în N. Mai inserăm o pagină pentru a explica exact și concluzia. Am obținut unghiul drept aveam 5 radicali din 5, 5 radicali din 5. Momentan știam că triunghi în triunghiul DNC avem măsura unghiului N de 90. Mai știam că MN e congruent cu NC. Asta înseamnă că triunghiul nostru, din, triunghiul M, -n este un triunghi dreptunghic și isoscel. Din faptul că triunghiul este dreptunghic și isoscel, unghiurile ascuțite vor fi egale și măsura unghiului c mână va fi de 45 de grade. Mergem acum la următoarea problemă. Avem ABCD, A prim, B prim, C prim de prim, cub cu AB de 12 cm și O punctul de intersecție dintre diagonalele bazei AC intersectează BD în punctul O. Să se arate că AC este 12 radical din 2 cm, apoi să se arate că C prim O e paralelă cu planul AB'D și să se demonstreze că A C e perpendiculară pe planul AB'D. Haideți să facem desenul. Desenăm cubul. Să desenăm acum muchile. Le voi face pe urmă punctate. Haideți să le ștergem. Și notăm A, B, C, D. A prim, B prim, C prim și D prim. Și punctul O, punctul de intersecție dintre diagonalele pătratului ABCD. Haideți să evidențiem și planul pentru punctul B. la punctul B aveam nevoie de ce prim O. Să arătăm că e paralelă cu planul. Cred că e suficient momentan. Apoi mai completăm desenul. Haideți să vedem cum facem punctul A. La punctul A trebuia să arătăm că acesta este de 12 radical din 2 cm. În primul rând, dacă noi discutăm despre un cub, asta înseamnă că ABCD este un pătrat în acest pătrat observăm că AC este o diagonală, iar noi știm că diagonala unui pătrat are formula latură radical din 2. Înlocuind latura cu 12 cm, vom obține că AC este într-adevăr 12 radical din 3 cm. Mergem la punctul B să vedem cum demonstrăm că C' O e paralelă cu planul roșu. Pentru a arăta că dreapta este paralelă cu un plan, e suficient să arătăm că dreapta noastră e paralelă cu altă dreaptă din acel plan. Dacă ne uităm la poziționarea lui prim O față de plan, e cumva de la sine înțeles că vom face o construcție ajutătoare. Să construim, spre exemplu, diagonalele în baza de sus, să notăm punctul de intersecție cu un O' și să ne gândim cum putem demonstra că A o prim e paralelă cu C prim O. N-ar trebui să fie foarte dificil, desenul în plus este extrem de sugestiv, asta ne ajută foarte mult în redactarea unei demonstrații, pentru că dacă pe desen vezi ce se întâmplă, n-ar trebui să fie prea greu. Acum, pentru a arăta că cele două drepte sunt paralele, putem să profităm de faptul că O prim e paralel cu AO. Mai mult, dacă arătăm că sunt și egale, atunci obținem că patrulaterul nostru este de fapt un paralelogram, iar din faptul că este un paralelogram, laturile sale opuse sunt paralele. Momentan, haideți să spunem cine este punctul O', să-l precizăm că l-am construit noi. Și atunci vom spune că fie intersecția dintre A A'C' și B' de', prim, punctul O'. Asta înseamnă că punctul O' va fi mijloc pentru A ce prim. Acum, dacă noi știam că punctul O era intersecția dintre diagonalele din baza de jos, înseamnă că O se află și la mijlocul lui AC. Păi nu am arătat în felul acesta că AOE este congruent cu oprim ce prim, dar haideți să scriem toate aceste lucruri. Dacă oprim e mijloc pentru a prim ce prim, rezultă că oprim ce prim este a prim ce prim supra 2. Noi am aflat diagonala că este 12 radical din 2, asta înseamnă că oprim ce prim va, fi 6, va avea 6 radical din 2 cm. Însă, noi știam că O este mijloc. Pentru AC, asta înseamnă că AO va fi AC supra 2, cu alte cuvinte, AC, AO va avea și A6 radical din 2 cm. În felul acesta ne-am asigurat de congruența dintre două laturi. Mai departe, trebuie să justificăm de ce acestea sunt și paralele. Noi aveam la dispoziție planele ABC și A prim B prim prim. Și acestea sunt două plane paralele între ele. Pentru că lucrăm într-un cub. Dacă aceste plane sunt paralele între ele și AO e inclus în planul ABC, iar O prim C prim e inclus în planul A prim B prim C prim, înseamnă că AO e paralel cu O prim prim. Însă, noi am arătat că AO este congruent cu o prim ce prim, asta înseamnă că patrulaterul AO ce prim o este un paralelogram. Din faptul că este un paralelogram, ne rezultă că laturile opuse sunt paralele. Haideți să mai explicăm încă o dată și să-l evidențiem. Noi am arătat că patrulaterul acesta, este un paralelogram. Asta înseamnă că laturile opuse sunt paralele. Cu alte cuvinte, ce prim O e paralel cu A o prim. Haideți să dăm pagina, inserăm desenul. Și doar trebuie să finalizăm sub punctul. Știam că C prim O e paralel cu A o prim, însă A o prim se află în planul A B prim D prim. Asta înseamnă că C prim O e paralel cu întreg planul A B prim D Mai avem de rezolvat doar punctul C și trebuia să demonstrăm la punctul C că A prim C e perpendiculară pe planul cu care am lucrat mai devreme. Haideți să vedem cum putem să facem acest lucru. În primul rând, observăm că A'C trece prin planul acesta, trece prin triunghiul AB'D' și notăm punctul de intersecție cu un Q, să spunem, sau M. Nu cred că aveam alte notații pe desen. Nu aveam, putem, putem noi să folosim. Să spunem atunci că avem M. Și atunci, noi ar trebui să arătăm de fapt că a m este perpendiculară pe plan. Pentru că dacă a m e perpendiculară pe plan, atunci înseamnă că întreaga dreaptă a C va fi perpendiculară pe planul nostru. Haideți să spunem că fie intersecția dintre a C și planul A, B' prim, punctul m. Și să vedem cum este a m poziționată față de acel plan. În primul rând, noi știm că A'O e paralel cu planul de jos. Asta înseamnă că A'O e inclusiv paralel cu AC. Haideți să vedem la ce ne va folosi acest lucru. Fie A'O paralel cu planul ABC, dar în acest plan se află AC. Asta înseamnă că a prim, oprim, e paralel cu AC și putem să facem ni niște rapoarte de asemănare. Probabil pentru voi este dificil să vă dați seama în felul acesta, așa că voi lua separat secțiunea diagonală. Voi lua dreptunghiul ACC A prim, să vedem ce se întâmplă în el, după care revenim aici. Haideți să desenăm dreptunghiul. Construim. Nu cu asta, cu rigla trebuia. construim diagonala, aveam un punct O la mijloc, un punct O prim și punctul acesta era punctul M. Haideți să facem notațiile. Aveam A, C, C prim, A prim, punctul O prim, punctul O și aici era punctul M. Ne interesează să vedem unde se află M mai precis pe A prim. A' prim, noi știm că este mediană în triunghiul A' prim B', prim, însă putem arăta ușor că este un triunghi echilateral. Asta înseamnă că ea este și o înălțime. Dacă reușim să vedem cum este poziționat A' prim M față de A' prim, cu siguranță va fi un pas înainte în a demonstra perpendicularitatea de la acest punct. Și atunci, așa cum am spus, avem A' prim O paralel cu AC. Asta înseamnă că aici se formează acel, să-i spunem, Z foarte cunoscut de voi. Dacă am eliminat dreptele, sunt sigură că în felul acesta vă dați seama de faptul că triunghiul mic e asemenea cu triunghiul mare. Și putem să scoatem rapoartele de asemănare. Vom scrie că A prim o prim e paralel cu AC. De aici rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul mic A prim M o prim, va fi asemenea cu triunghiul CMA. Asta înseamnă că vom avea următoarele rapoarte de asemănare. A prim M supra CM va fi egal cu M o prim supra MA și va fi egal cu A prim o prim supra AC. Haideți să vedem pe care dintre ele le știm. Diagonala AC o știam că este de 12 radical din 2. A prim o prim. Am aflat că este 6 radical din 2. Iar A prim știam că este de 12 cm. Haideți să aflăm cât sunt A o prim și A prim C pentru a le folosi în asemănare. Vom lua aici separat. În triunghiul A prim o prim A cu măsura unghiului A prim de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că a prim o prim la a doua plus a prim la a doua egal cu a o prim la a doua. Cred că ar fi mai indicat totuși să lucrăm frumos de la capăt. Și revenim ulterior la rapoarte. Înlocuind avem a prim o prim care era 6 radical din 2, nu din 6. la a doua plus a prim era 12 egal cu a o la a doua. Asta înseamnă 6 radical din 2 la a doua este 72 plus 144 egal cu a o pătrat, de unde rezultă că a o pătrat va fi egal cu 216. Asta înseamnă că a o prim e radical din 216, pe care dacă îl descompuneți, veți vedea că obțineți 6 radical din 6 cm. Mergem acum în triunghiul a prima C cu măsura unghiului A de 90 de grade. Asta înseamnă din teorema lui Pitagora că A prim, A la pătrat plus A C la pătrat egal cu A prim că la pătrat. Înlocuind avem 12 la pătrat plus 12 radical din 2 totul la pătrat egal cu A prim C la pătrat. Și vom avea 144 plus 12 radical din 2 la pătrat înseamnă 288. Gal cu A prim C la pătrat. Rezultă că A prim C la pătrat va fi, haideți să vedem cât este această adunare, 288 și cu 144 avem 2, 3, 432 unde rezultă că A prim e radical din 432, asta înseamnă 12 radical din 3 cm. Vom rescrie acum rapoartele de asemănare, le vom muta. Avem nevoie de ele și aici, dar și aici, și voi lua și desenul. E posibil să-l folosim pe mai departe, în orice caz îl voi lăsa micuț aici. Acum, haideți să vedem în aceste rapoarte pe cine cunoaștem. A prim, m, nu știm cât este, supra km nu știm cât este, la fel nici o prim m și mua, în schimb știm că a prim este 6 radical din 2, iar a C era 12 radical din 2. Simplificăm această fracție radical din 2 cu radical din 26 cu 12 și rămânem cu 1 pe 2. Și am obținut că A' M supra C' M este 1 pe 2. De aici ne rezultă de fapt că KM este de două ori A' M. Însă, dacă ne uităm pe desen, KM M plus A' M înseamnă A' k-ul pe care l-am aflat mai sus. De aici rezultă, de fapt, prin înlocuire, că vom avea 2a'm plus a'm egal cu 12 radical din 3. Asta înseamnă că 3 am înseamnă 12 radical din 3 cm. Cu alte cuvinte, a'm este de 4 radical din 3 cm și cm va fi de două ori mai mare, adică 8 radical din 3 cm. Luăm acum al doilea raport cu ultimul și anume oprim M supra M egal 1 pe 2. Asta înseamnă că M A este oprim de două ori oprim M, dar M A plus oprim M e de fapt A oprim. Înlocuind vom obține că 2 oprim M plus oprim M este de, cred că era 6 radical din 6. Asta înseamnă că 3 o prime egal cu 6 radical din 6, de unde rezultă că o primă este 2 radical din 6, iar m va fi 4 radical din 6. Haideți să vedem la ce ne folosește acest lucru. Ne-am arătat că O primă e 2 radicali în 6, iar AM era 4 radicali în 6. Și în plus am aflat că A primă era 4 radicali din 3 cred. Haideți să verificăm dacă triunghiul aprim, A'M oprim este sau nu este un triunghi dreptunghic. Pentru că îi știm toate laturile și atunci ne-ar interesa dacă în punctul M se formează un unghi drept. Și atunci, în triunghiul A'M oprim. Avem A'M la pătrat înseamnă 4 radicali din 3 la pătrat. Adică 16 ori 3, 48. Apoi, oprim M la pătrat, înseamnă 2 radical din 6 la pătrat, 24, iar o, A prim o prim la pătrat înseamnă 6 radical din 2 la pătrat, adică 72. Se observă că cea mai mare latură este A prim o prim și verificăm dacă A prim o prim la pătrat este A prim pătrat plus O prim m pătrat. Înlocuind avem 72 egal cu 24 plus 48, Asta înseamnă că 72 este egal cu 72, relația adevărată. Și atunci rezultă din reciproca teoremei lui Pitagora că triunghiul A' M' va fi dreptunghic în... Pentru că cea mai mare latură este A' prim înseamnă că unghiul drept este în M. Cu alte cuvinte rezultă că A' M' e perpendicular pe A'. M Haideți să mai observăm un lucru aici. Dacă eu am arătat că oprim m e 2 radical din 6, haideți să vedem cât este raportul dintre o prim m și oprim a. Să vedem unde este situat punctul m pe a oprim. Și avem o prim m supra m a înseamnă 2 radical din 6 supra 6 radi sub m a, vreau să zic a prim a, a. 6 radical din 6, simplificăm și obținem că O primă supra O prim A este 1 pe 3, de unde rezultă că O M este 1 pe 3 din O prim A. Haideți să vedem la ce ne ajută asta. Ne întoarcem acum în cubul din care am plecat. De aici. Momentan am arătat că A prim M e perpendiculară pe A o prim. Însă, în același timp am arătat că punctul M se află la o treime de oprim. Asta ce înseamnă? Dacă eu știu că triunghiul AB prim de prim e un triunghi echilateral și punctul M se află la o treime de bază, înseamnă de fapt că punctul M este centrul de greutate pentru acest triunghi. Haideți să scriem asta. Noi știam. Că triunghiul A B prim de este un triunghi echilateral, pentru că este triunghi format doar din diagonale. Și am mai arătat că O prim M este 1 pe 3 din O prim A. Asta înseamnă că punctul M este centrul de greutate al triunghiului A B prim Însă, pentru că acesta este un triunghi echilateral, înseamnă că M este și centrul cercului circumscris triunghiului. Și haideți să vedem, de fapt, ce corp geometric s-a format aici. Dacă ne uităm la... o să șterg aprim câm. Dacă ne uităm la corpul geometric format cu punctele, o să le fac cu MOV, A, B', D', și A prim. Păi baza nu este un ciunghi echilateral, muchiile laterale nu sunt egale. Cu alte cuvinte, am format acum o piramidă triunghiulară în care am demonstrat că punctul M este centrul cercului circumscris. Cu alte cuvinte, M este centrul bazei. Haideți să facem așa. Haideți să inserăm desenul din nou pe acesta. Și să vedem cum finalizăm problema. Sper că aveți răbdare, mai avem doar puțin. Este o problemă destul de interesantă, și sper că ați rămas până la capăt. Vom desena acum piramida formată. Spuneam că la bază avem un triunghi echilateral. Am găsit centrul, m. Din centru, pentru desenul, să ridicăm o perpendiculară și să nu uităm de liniile punctate. Și avem așa, baza era A, B prim de prim și punctul A prim. Și centrul bazei am arătat că este M. Acum, trebuie să vedem de ce A prim e perpendiculară pe planul de jos. Noi știam că A prim A e egal cu A prim B și egal cu A prim prim, pentru că sunt muchiile cubului și sunt toate de 12 cm iar triunghiul AB' de era un triunghi echilateral. Asta înseamnă că acest corp care s-a format A'AB'D' prim este o piramidă triunghiulară regulată, iar m este centrul bazei. Păi, din definiție, noi știm că, de fapt, a'm va fi înălțimea piramidei. Dacă A M este înălțimea piramidei, ne rezultă că A prim e, pe e perpendiculară pe planul A de prim, dar dacă A prim e perpendiculară pe planul A de A prim prim, asta înseamnă de fapt că întreaga, întreaga latru, întreaga diagonală a cubului A C va fi perpendiculară pe planul A de prim, de prim. Haideți să vedem care au fost punctele esențiale, că poate v-ați pierdut pe drum. Noi trebuia să demonstrăm că diagonala cubului este perpendiculară pe acest triunghi echilateral. A fost foarte important să arătăm că diagonala cubului trece prin centrul triunghiului. De asta ne-am luptat cu punctul acesta M, să arătăm că acolo avem un unghi drept. Apoi să arătăm că M este într-adevăr centru, că se află la o treime de bază sau la două treime de vârf. Dacă eu am arătat că M este centrul triunghiului AB prim de prim, asta înseamnă că în piramida pe care am format-o, știind că ea este o piramidă triunghiulară regulată, în totdeauna segmentul determinat de centrul bazei și de vârful piramidei va fi o înălțime. De asta am obținut că A prim M este perpendiculară pe planul de jos. Dar M era punct pe A prim asta înseamnă că tot A prim ul va fi perpendicular pe planul A B prim D prim.